Calimera! Salutare! Suntem în Siros. Tocmai ce ne-am cazat. În zona... Anos Siros. Anos Siros, exact. Mergem spre primărie, să vedem piața aia de acolo, care am înțeles că este foarte mare, și străduțile înguste de acolo. Da. Aici tot orașul, sau tot cartierul, mai bine spus, este pe nivele și sunt foarte, foarte multe scări. Dar sunt foarte, foarte drăguțe. Și toți localnicii ne salută. Da. Vreau să spun că Sirosul a fost construit în forma unui anfiteatru. Și cumva, coborând înspre port, toate străduțele au o formă așa mai circulară. Capitala Sirosului. Capitala Sirosului, da. În Ermopuli. Exact. Și nu știu, e foarte, foarte fain, e ca și cum ai coboră de la un stadion de sus până spre teren. E de coborât de ușor, să vedem la urcat înapoi. Încă o chestie foarte interesantă, ca în multe alte insule din Grecia, este plin de pisici. Oh, da. Am găsit pisici peste tot sunt pisici. Și aici este o ruine. Am și mai analizat puțin grafiti. Acolo e zona mai frumoasă. Noi cred că am luat-o așa... De partea de stânga. Cumva. Uitați pisicile, ce vă spuneam. Fix lângă primărie este o patiserie foarte, foarte bună, cred că cea mai bună din oraș. Se numește Prozimi. Noi am mâncat deja acolo și astăzi mergem să mai încercăm ceva nou. Cu siguranță trebuie să veniți la această patiserie, pentru că uitați ce răsfărmează. Tocmai am ieșit de la patiserie și mergem să stăm și noi la umbră să ne bucurăm de preparatele grecești. Astăzi n-am mâncat nimic, mănânc o plăcintă cu spanac și cu feta. Hai, arată-mi ce am mai luat. Bună? E bună. Foarte bună. Și caldă. Deci am mai luat ceva cu 4 brânzeturi. Arată super bună. Aia e fix cu 4 brânzeturi, da. Asta e for cheese? Hai, gustă să-mi spui și mie, să-mi fac pofta. E bună? N-ai prins brânză? De țeapă. Mai am mușcătură. E mult făietajul. Da, îți dai seama. Așa sunt toate patiseriile, tot ce au ei la patiserie. Și mai este una cu pui. Asta de pui arăta foarte, foarte bine. Asta e și cea mai grea. Ce bine. Ce bine că am luat asta. Hai că îmi faci poftă. Mușc o dată. De ce bine arată. Ia să văd. Da, asta chiar arată mișto. Asta e cea mai bună, nu? Cea mai bună. Eu am gustat deja aia de spanac și aia chiar e foarte, foarte bună. Hai!
e așa un mic părculeț pe aici. Parcă așa pentru copii mici, dar foarte, foarte drăguț. Am luat deja ceva bun să mâncăm și mergem să ne uităm pentru mașini, să închirem o mașină, să vedem și restul insulei. Suntem tot aici în centru, este destul de liber și este foarte drăguț, străduțele sunt foarte mici și găsești peste tot și magazine și terase, mici terase. Aici pescării sunt aici, nu? Da, asta e zona cu pescăriile, văd, sunt foarte multe. Da. Și mergem acum să luăm o cafea la Gregoris. Rece. Exact, de-abia așteptam. Aici e piața. Asta e ocra. Asta e ocra. O țin minte perfect. Mâncam mult când am lucrat în Grecia. Ia să vedem aici ce prețuri au la pește. Asta e mașinuța pe care am închiriat-o. Este automată. Eu vreau să vorbesc despre mașină. Hai, te las pe tine. Dă-mi coace. Așa. Este un Skoda City Go automat, a costat 25 de euro pe zi. Dar am luat și asigurare din aia full și a fost încă 15 euro pe zi. Deci total? Deci un total pe două zile cam 80 de euro. Da, pentru, bine, și final de sezon. Bine, și mai doar okay. Benzina. Dar pentru ce avem nevoie aici în insulă, e destul de ok. Hai să mergem! O să facem un tur astăzi toate plajele din Siros. Nu o să ne oprim la toate pentru a face plajă, dar le vom vedea. Da, și vreau să continui. Cireașa de pe tort o să fie un hidden gem. Să-i spunem așa, bine, îl puteți găsi și pe, și pe TripAdvisor. Mi-a recomandat aici un localnic că se poate ajunge la o peșteră unde se găsește o bisericuță, într-o grotă, ca să zic așa. Suntem la Vari... Suntem la Vari Beach. Asta este prima plajă din turul nostru în Siros. Câteva familii. Destul de liniștită. Apa cam plină de alge. Aici este următoarea noastră oprire. Este plaja Megas Gialos. Ia să vedem. Sunt și aici câteva familii. Dar este foarte liber. Apa este foarte calmă. Am ajuns la următorul nostru popas. Plaja Anca Topes. O să facem și o scurtă panoramă. Din ceea ce vedem, e plin de alge! Deci nu doar în România, prieteni. Ia uitați ce aici. Cam nasol. Deși văd vreo două persoane acolo mai în larg, la bălăceală. Suntem pe plaja Finicas. În stânga, o să vă arăt o platformă. Unii puteți să faceți niște sesiuni de poze cu slow motion sau filmări. Cu siguranță puteți veni să beți o bere ceva acolo și să vă udați la picioruțe. E superbă, plaja asta are nisipul mult mai fin, mai puține pietre. Și noi vrem să venim și mâine aici. Astăzi suntem în explorare, în insuliță. Sperăm să fie foarte fain și mâine și să țină vremea cu noi. Am ajuns în satul Galisas și vă prezentăm plaja de aici, plaja locală. Uite ce fain, pot să închiriez o biclă, caia. Viul este splendid. Deci am spus că plaja dinainte era mai frumoasă, dar viul ăsta aici acolo e demențial. Da, prima țară în care văd și eu că persoanele în scaun cu rotile poate să intre în apă.
drumul până la biserica Sfântul Ștefan, nu? Da. Bine, cred că am parcurs deja jumătate din el. Da. Da, uite, ce e la mijlocul drumului, ai un view super frumos aici, super, pe piatra din dreapta. Să continuăm. Bate cam tare vântul. Dar drumul nu este chiar foarte greu. Biserica Sfântul Ștefan. Dar uitați și voi unde este. Și ce peisaj frumos poți admira aici. Doamne, ce minunăție. Se poate cura și biserica. Haideți să vă arăt. Este în stângă. Bun, deci o scurtă recapitulare. Trebuie să aveți la voi protecție solară, multă apă, minim un litru, un sandwich, ceva dulce eventual și încălțăminte de asta, încălțăminte tehnică. Pentru că sunt pietre care mai alunecă, e destul de mediu spre greu traseul. Suntem în stațiunea Galița. Am venit să mâncăm aici la Savas. Și haideți să vă arătăm un pic meniu. Sunt aperitivele. Aici au salate. Statere. Fructe de mare. Au și paste, tot ce înseamnă carne și la prețuri sunt destul de ok. Bine, e cam cea mai drăguță stațiune de aici. Și ce ți-ai luat, Andrei? Porc chops, ceva de genul ăsta. Ceva porc, sper să fie bun. Thank you! Asta e chiar e porc belly. Este o plajă la vreo 8-9 km de capitală și am făcut undeva la 10-15 minute. Da, cu mașina, câteva serpentine, dar drumul asfaltat, all good. Dar a fost o surpriză, da, plaja asta. Credeam că ieri am văzut cea mai frumoasă plajă din Siros, dar ne-am înșelat. Exact. Asta este mult mai frumoasă. Este chiar superbă și este foarte liber. Sunt 3-4 persoane, este ora 11 și apa e caldă. Deja apa s-a încălzit. Da. Este foarte limpede. Și este, uitați, avem aici umbră de la copaci. Este foarte, foarte fain. Nisipul este super fin. Și apa transparentă. Este foarte, foarte drăguț. Și după vom merge la plaja Delfinii, care este acolo. Încolo, să mergem undeva 2 km. Este un drum... Am înțeles că se poate merge cu mașina, dar nu este asfaltat. Vom vedea cum va fi. Sunt și câteva restaurante, un supermarket în apropiere
Și cred că aici este și cel mai tare local din Siros. Da, este un restaurant cu foarte, foarte multe review-uri și toată lumea ne-a recomandat. Pe oricine am întrebat, ne-au spus de restaurantul ăsta, o să mergem la prânz și o să vă arătăm și vouă. Deci asta e taverna aia a Ior Ilau. Nu cred că ar fi destul de... Pam, pam, pam. De cunoscută, să spunem. Am văzut destul de multe review-uri pe internet. Și știu ce trebuie să spui pe ea. Da, da. Nu nimic acvare. Și aici poți să-ți prăjești peștele, da, dacă nu știu. Da, au pește proaspăt și cred că ți alegi tu care... Da, stau cam slăbuți peștele. E adevărat. Da. Gata, am comandat și a venit și mâncarea. Aici Andrei ți-ai luat... Eu mi-am luat un kebab. Arată super bine. Și carne e de desubt. Hai să vă prezint farfuria puțin. Nu știu. Dar ia arată, dă un pic la o parte de sus să vedem carnea de desubt. In Belgium. Yes. Bon appetit. Yes. Thank you. Thank you very much. Și m-am luat aici pita în sos de roșii. Are și pita și iaurt și de desubt și cartofiul. Arată foarte bine. Uite. Ai și iaurt. Uh-huh. A, și o bucată așa de carne. Exact. Trebuie să-mi împart eu. Arată super juicy. Bunică. Ia uite, Madalin. Ce ți-ai luat, Madalin? Wow, el a mers pe stilul clasic. Arată super. Asta. Mult visată, mult așteptată. Hai. Deci drumul este de țară. Să spunem, este asfaltat între ghilimele. Dar se poate ajunge cu mașina. Mașina noastră este una destul de micuță. Nu are multă putere, dar s-a putut. Asta sunt oameni. Este așa o plajă mai ascunsă. Și acolo în spate la muntele ăsta mic este plaja Kini. Kini? Da, de unde venim? De acolo am traversat noi, acolo pe sus. Ia să vedem dacă nu găsim scandă de aici. Cam asta este plaja. Micuță, mai sălbatică. Aici se încheie vlogul nostru din Siros. După 3 zile pline de aventură. Da. Mâine plecăm în Paros, unde ne așteaptă o experiență, sperăm că și mai faină. Au fost 3 zile superbe. O insulă care chiar merită descoperită. Noi am văzut, cred că, aproape tot. Și vă recomandăm cu drag. Chiar așteptăm să ne spuneți dacă mergeți, ce părere ați avut. Chiar merită. Da. Ne revedem în Paros. Yep. Abia așteptăm să vedem ce se întâmplă și acolo. Ciao. Pa, pa.